Deci în momentul în care pierzi vederea, tu practic redescoperi lumea, o reconstruiești. Reînveți să stai în picioare, în primul rând. Când se găsește în întuneric total, pentru el înseamnă că ai închis ochii, trebuie să dormi. De pentru care face tot ce vrea el ca să te pună la orizontală. Deci nu poți să spui cum e, că nu e negru, nu e alb, nu e roz, nu e nimic. Nu e nimic, de fapt. E total a lipsă de percepție vizuală. Da, ai periază de somnolență, reînveți tot. Și statul în picioare, să știi că este o chestie nu tocmai ușoară de învățat. Pentru că trebuie să tai legătura între funcționalitatea prealabilă a creierului și ceea ce vrei tu de la el, de fapt. Cum mergi? Mergi altfel. Descoperi ce-i în fața pașilor, ce-i în fața pasului pe care trebuie să-l faci. O descoperi altfel. O să descoperi că la un moment dat mergi și brusc te oprești, fără să-ți dai seama de ce. Dar ai de undeva îți vine o certitudine clară că în fața ta e un obstacol. 70-80%, deci un procentaj foarte important, este de fapt cantitatea de atenție pe care o alocăm percepției cu pricina. Și tu de fapt trebuie să muți atenția aia pe altceva și să descoperi că cu celelalte simțuri ești capabil să construiești realitatea absolut în același, cum să spun, în aceeași doză de consistență. La un moment dat recunoști tot soiul de evenimente care se întâmplă în jurul tău după sunet și ai imaginea clară a ceea ce se întâmplă, bazându-te numai pe niște detalii de sunet de care tu n-ai fost niciodată conștient că le ai. Eu n-am văzut în viața mea un calculator de ăsta de tip PC sau Mac sau, mă rog, orice altceva. O chestie cu ecran. Deci toate calculatoarele la care am lucrat în facultate erau cu teletype. Deci pe hârtie. Cu toate astea, în aproape tot ceea ce fac pe calculator, eu am imaginea ecranului în cap. Deci eu știu exact ce se întâmplă pe ecranul cu pricina. Hai să zicem că bafta mea a fost că în compania cu pricina mai exista un nevăzător în California, de fapt doi. Unul era developer și celălalt lucra în suport. Trebuia să iau o decizie care, mă rog, trebuia să aibă o consistență puternică în spate. Și de-aia am văzut că... Deci am intrat la interviu la 9 dimineața și am ieșit la 7 fără un sfert seara, având o pauză de 45 de minute la prânz, în care mi s-a dat un sandwich, o sticlă de apă și un test. Deci, de fapt, a fost în continuu. Trebuia să vadă dacă rezist la stresul unei zile de lucru, la care e reacția mea la stres, care și în primul rând ce știu. Nu? Angajatorul, de fapt, din punctul lui de vedere, era foarte simplu. Dacă e bun, îl luăm. Dacă poate să facă job-ul. Sunt total contra modului de a trata probleme, de genul ce ar fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat, ce ar fi fost dacă ar fi fost altfel. Pe 8 mai, aici în România, hai să zicem, am avut un puseu major care a tulburat zdravă vederea, zdravă. Deci deja nu mai puteam descurca singur. Și 6 luni mai târziu, adică la sfârșitul noiembrie, gata. Nici se punea problema să face România
rețele de calculatoare. Deci centrele de calcul erau chestii absolut închise. Problema relației cu un handicapat, hai să zicem, de fapt asta e, da? Persoană cu dizabilități, da. Un handicapat. Este că nu știi cum să interacționezi cu el. Și lumea în general este stresată și inhibată la maxim. Cel bine, nu știu cum e aici, dar dincolo pot să spun că în general lumea se ferește la maxim de a face gafe. Ori fiind preocupați în a nu face gafe sau a nu inoportuna într-o direcție sau alta, pur și simplu pentru că își dau seama că nu pot să-ți deci ei nu pot să realizeze care e percepția ta și ca să nu te lovească cumva, preferă să stea la distanță. La nivel de resurse umane, un handicapat e oarecum interesant, având în vedere că există niște avantaje fiscale, dar acum cum o să te integreze ei și cum o să te trateze ei în contextul jobului cu pricina, aici, într-adevăr, s-ar putea să devină ușor opaci. Lor le e frică că tu, ca și persoană cu handicap, poți să le ceri la un moment dat ceva, ei să nu poată fi capabil să te refuză pentru că, știu eu, legea îi obligă sau, mă rog, chestia genul ăsta și totuși să aibă un prejudiciu asupra finanțelor. În primul rând, un nevăzător abordează, hai să zicem, computerul de o cu tot o altă manieră decât un văzător. Un văzător nu o să-și închipe niciodată cum funcționează un nevăzător pe calculator. Nu are cum să-și imagineze. Web-ul actual este foarte bazat pe, știu, tehnologii de tip flash, chestii legate foarte mult de grafică interactivă, cum să spun eu, animație, tot soiul de genul ăsta. Ori, astea sunt exact limitele clare ale activității unui nevăzător. Reacția lui a fost foarte directă și un pic brutală. Da. E adevărat. Deci, dacă să o luăm, știu eu, politically correct, da? Ar fi putut să zică, domne, dacă poate să facă chestiile de care am eu nevoie, de ce nu? Asta ar însemna să nu zică nici da, nici nu, să-și lasă o părtiță de scăpare. Dar, mă rog, știm foarte bine că actualmente România genul ăsta de corectitudine politică, politețe și mă rog, asta este, cum să spun eu, percepția mea despre societate aici. Chestiile astea nu se poartă pentru că business e business, bani e bani și gata. Deci, de ce să nu caut un văzător ca web developer? Chit că îmi va fi mai greu, dar știu că pot să-i dau orice să lucreze. Lucru în... la noi se numește teleworking. Deci, lucru de acasă sau, mă rog, în remote. Face absolut invizibil și nedetectabil handicapul. Dar asta înseamnă că pe angajatul cu pricina ai costuri suplimentare. Ori dacă, încă o dată spun, dacă politica companiei stipulează clar că n-ai voie să ai costuri specifice per angajat, nu se înscrie în politică. Deci IBM a investit acum 20 ceva de ani într-un proiect pentru a da acces la PC-uri nevăzătorilor sau celor care au puternic, hai să zicem, o pierdere puternică de vedere, da? În câmp vizual, în tot soiul de magnifier-uri și chestii genul ăsta. Întâmplător,
IBM a lucrat cu o asociație în care, din care făceau parte câțiva tipi de la IBM, care asociația cu pricina lucra, avea angajați developeri nevăzători. E bine, din păcate proiectul cu pricina a fost abandonat. Dar pot să vă spun că și acum, cea mai bună sculă de citit ecranul, deci un cititor de ecran făcută vreodată de vreo firmă, a rămas acest screen reader de la IBM. Și de ce? Pentru că, de fapt, produsul a fost dezvoltat de către nevăzători. Acum, stând strâm și judecând drept, este foarte greu pentru cineva care nu suferă de anumit handicap să implementeze cumva nevoile generate de un anumit tip de handicap.